Din 2007, ziua de 27 octombrie este scrisă cu negru în calendarul Elenei Savițcaia din Soroca. Femeia a fost locatara blocului de locuit de pe strada Ștefan cel Mare 117. Aproape de ora 22, o explozie puternică care a zguduit întregul oraș a distrus o parte din bloc. A venit și am aprins o lumnărică la vecini care am trăit 21 de ani în casa asta, noi am trăit. Și Dumnezeu să ierte că așa s-a întâmplat, cred că așa a vrut Domnul. Da. Deși astăzi locuiește într-un bloc din inima Sorocii și amintește de fiecare dată cu nostalgie de cei 21 de ani trăiți aici. Ne-am aranjat bine și o de prostii că au procedat cu noi frumos. Da. Nu ne-am lăsat în drum. O cartieră mi-a fost fereastră, mi-a fost în pașă, a fost acolo, în partea și ea. Da, 21 de ani am trăit aici. Da? Ia că am azi 16 ani de când s-a întâmplat tragedia asta. Două fete am crescut aici, două fete. Da? Deși nu era acasă în timpul când a avut loc explozia, Nina Onilova, care locuiește în blocul din preajmă, spune că a fost martoră și a văzut cum salvatorii scoteau victimele de sub ruine. Mai vedeau acolo la care palton, la care picioare, strașnic care a fost, dar noi n-am fost aici. Care a fost aici au văzut și, Doamne ferește. Gine că fac bisericuța asta, că ba una vreau, ba alta să fac și deu gardurile astea și când băte vântul, așa de strașnic era, numai scățânau astea și parcă așa era. Cu depuneri de flori au fost prezente și autoritățile locale. 27 octombrie 2007 a fost o zi neagră înscrisă în calendarul orașului Soroca. S-a produs deflagrația de gaze și o casă de pe strada Ștefan cel Mare a fost distrusă. 5 vieți au fost luate. Noi regretăm cele întâmplate și vrem să dăm un sfat în prag de iarnă ca toată lumea să fie prudentă, să aibă grijă de folosirea gazelor, sobilor, încălzitoarelor, că asta produce evenimente neplăcute. Dumnezeu să ierte pe cei decedați și ne rămâne doar să le comemorăm amintirea. Colectivul primăriei și toți locuitorii municipiului nostru suntem dureroși de accidentul tragic care s-a întâmplat cu 16 ani în urmă. A fost o bubuitură foarte puternică și a rămas cu ecoul ei până în ziua de astăzi, în sufletele noastre tuturor. A fost o tragedie. Pe locul fostului bloc de locuit a fost ridicată o capelă. Cu această idee a venit un om de afaceri din Soroca. Construcția a început în vara anului trecut. A fost ridicată o capelă la 15 ani după tragedie. Ea este o miniatură a capelei din Donici și este chiar o luată de la o biserică din Sankt Petersburg, care a fost proiectată de arhitectul Rastrelli. Această capelă e un loc unde toți se vor ruga pentru sufletele care și-au pierdut viața în tragedie dată. Amintim că în urma deflagrației și-au pierdut viața Alina Strelețchi, o fetiță de 11 ani, Anatol Luzinski, în apartamentul căruia a avut loc explozia gazului, și soții Lidia și Grigore Palamar, după decesul cărora au rămas orfane două fete. Ulterior și-a pierdut viața și salvatorul Igor Ghilețchi.